Mai uitați-vă, oameni buni, prin pașaport. Uitați-vă la vârstă. Și gândiți-vă cât vieți trăim. Și pentru cine. Ajunge atâta străinătate. Veniți acasă, oameni buni. Veniți acasă, că aici e foarte mult sadă. Iau câtă sadă aici. Și cât de tare nu l-ai prăși, el se mulțește mai tare. Așa că vezi, copașii sunt frumoși, tătă e normal. Și rast, unul nu-i. L-a mâncat sadul. Eu cred că vă știți despre ce vorbesc eu. Veniți acasă, că aici e lumea divizată. E urâtă. Veniți acasă, oameni buni, veniți acasă să facem ceva aici. E trist de tot fără voi. Nu-i lume. Străzile pe care vă duceți voi la școală, am un crește buruian și nu s-a schimbat nici, nici măcar cu lopata nu dau aici. Să îndrepte măcar ceva. Veniți acasă, fraților. Veniți acasă, că aveți idei. Ia uite. Uitați-vă și ce frumos. Veniți acasă. Veniți acasă, că dacă nu veniți voi, a să ne ducem și noi ăștia care am mai venit. Că tare ni-i greu. Tare, tare ni-i greu, de tot. Și voi știți de ce. Păi mult sad. Noi vrem să avem părerea noastră. Noi vrem o țară ca afară. Noi vrem și liberi. Noi suntem oamenii care formează Moldova. Noi suntem oamenii care trebuie să muncim pentru țara asta. Veniți acasă. Că fără voi, ăștia își bat joc de tăiat aici. De furată e puțin spus. Ăștia într-adevăr își bat joc. Ia uitați-vă și de frumos. Vă așteptăm acasă.